Salutare doamnelor și domnilor, eu sunt Marius de la Magic 5, în caz că nu știați cine sunt, barbă cu chelie, se știe. Începând de astăzi o să facem o serie de videouri în care eu o să stau în spatele camerei de luat vederi și o să le pun întrebări colegilor mei minunați, iar răspunsurile lor vă vor ajuta pe voi să înțelegeți pe de-o parte mai bine cu ce ne ocupăm noi, dar scopul este să învățați chestii care să vă ajute ca pe mai departe să vă dezvoltați business-urile mult mai bine. Așa că, fără alte mari introduceri, începând de azi, Viorel. Doamnelor și domnilor, el este Viorel și este UX UI designer la noi și front-end developer. Asta așa ca să te scutesc de întrebarea cu ce te ocupi la noi. Așa că mai bine spune-ne cum ai ajuns la noi. Prin interviu. Practic am fost recomandat de un prieten. Îmi doream foarte mult să fac ceea ce fac acum. Nu mă gândeam că o să ajung să fac atât de vreme. Adică am stat, m-am pregătit și mi-am zis, bă, vină la băieții ăștia la interviu că cred că au nevoie și mi-am zis, bă, ok. Ce făceai tu înainte să te decizi că ar fi frumos pentru tine la Magic 5? Mă ocupam în principiu de fotografie, adică n-aveam un job regular, așa să zic. Practic așa am ajuns să fac programare, adică n-au nicio legătură una cu alta. Am început să folosesc Photoshop din ce în ce mai mult. Ulterior a început să mă atragă și partea de UI design. Am învățat UI design, după care am zis, bă, știi ceva, de ce să nu învăț să și codez dacă tot îmi place domeniul ăsta. Vreau să spun o chestie. Viorel este unul dintre colegii noștri care a crescut cel mai repede și are cumva o rețetă a succesului pe care eu personal aș vrea să o împărtășească cu lumea. Spune tu cum să reușească lumea să devină expertă în mai puțin de un an de zile. Să folosesc clișeul ăla cu citatul, stay hungry, stay foolish. Da, nu e niciun secret, pur și simplu practică. Faci, ajung acasă și încerc să mă documentez, să găsesc chestii noi care ar putea să mă ajute pe plan profesional. Eu știu de la tine că tu studiezi inclusiv sâmbătă și duminică și cam ăsta ar fi secretul, nu? Da, să tot timpul să fii la curent cu ce se întâmplă, să încerci să devii mai bun. Și acum de încheiere, poți te rog frumos să le dai un sfat celor care vor să apuce de UI și UX design de mâine, fără ca ei să știe neapărat cu ce se mănâncă chestia asta? În primul rând, să te documentezi foarte bine despre domeniul ăsta, adică să știi exact în ce te bagi. Și în al doilea rând să fii focusat, adică chiar dacă n-ai rezultate din, nu știu, dintr-o lună, două, rămâi acolo, învață, e exact ca la programare. Învățarea n-are un grafic linear, pur și simplu înveți și deodată descoperi că știi foarte multe lucruri.